Mi-am luat pulover astăzi, cum se purta la Revoluție, în 1989. Doru Mărieș este cu mine astăzi în podcastul evenimentului zilei. Salut, Doru! Salut, Robert! Băi, am îmbătrânit, au trecut 32 de ani, îți dai seama, deci 32 de ani. Am albit, am îmbătrânit. Nici nu știu dacă nu cumva ne-am resemnat, ce zice, no, în legătură cu Revoluția, no, nu? No. Tu ai încă energie, adică încă te văd că mai cauți răspunsuri, te mai bați. Ai găsit răspunsul la întrebarea asta cu cine a tras în noi după 22? Și... Da, clar. Da? Da. Care? Păi, răspunsul l-am găsit până în 22 atunci, pentru că era clar că Ceaușescu a dat ordin. Așa? Nu încape niciun... Și de executat lucru. Cine a executat? Armata, Miliția, Securitatea și Gărzile Patriotice conform probelor depuse la CEDO și concluziilor CEDO. Deci toți, adică nu toți, există, toți, da? Da. Armata, Securitatea, Miliția... Dar zic pentru ăștia mai tineri care privesc că în momentul ăsta vor să citească diferite cărți de istorie de pe momentul din 89, știi, în care spune armata n-a tras, armata e cu noi, nu știu ce, după care ușor, ușor au început să apară tot soiul de... informații. Acum nu putea și... nimeni să țină ascuns la Timișoara ce s-a întâmplat în 17 decembrie. Mm-hmm. Noi știm bine, au scos armata în stradă, au scos tancuri, au decretat stare de necesitate. Da. Radu cel Frumos. Mm-hmm. Și practic, din acel moment, practic era situație de război, să zic așa. Deși aia prevedea cu totul altceva, apărarea granițelor, în fine, nu tancuri în mijlocul orașului. Dar asta s-a făcut, din păcate. Unii dintre generale și-au dat seama că au greșit. Gușe, de exemplu, a încercat să redreseze situația. El s-a dus în 19 la Elba, la a luat contact la fabrică, da, a luat contact cu muncitorii, coloanele de la Elba au ieșit și au protestat, sigur, cerându-și morți, în primul rând, pentru că marea problemă a zilei de 18, 19, 20 decembrie la Timișoara era unde sunt morții, dispăruse arestații, da. Dați în arestații, o mie de oameni. Morții au dispărut 18, 19, practic, noaptea, 19 spre 20, erau la București, aduși cu acea mașină de la Comtim, marele combinat de creștere a porșilor de la Timișoara, care a dispărut și ăla. O mașină frigorifică i-au adus, i-au ars în acea noapte nenorociții ăștia aici. Și i-au dus și i-au aruncat în canal la Popeșilor Ordeni a doua zi pe 20 dimineața. Am fost și acum pe 20 cu timișorenii la Popeșilor Ordeni în fiecare an. Îi aștept, mergem împreună. Am să facem o paranteză aici, apropo de momentele astea pe care voi le marcați an de an cu revoluționari. Nu numai de la tine din asociație, sunt mai mult. Absolut, am sigur, sigur. Asociații sunt... Bun. Tu simți că încă mai e stare de emoție când apare un astfel de moment? Adică an de zile știam, noi în fiecare decembrie obișnuit să spun trăim din amintiri. Adică trăim din amintirea momentului decembrie 1989, cei care am prins acel moment, decembrie 1989. Însă, sigur, trece timpul, cum spuneam, amintirile se diluează, se estompează. În rândul asociațiilor de revoluționari și al revoluționarilor în general, mai există starea asta de emoție să mai discută? Mai erau pe vremuri niște discuții atât de înflăcărate, am asistat la șarje extraordinare între politicieni, revoluționari, generali și revoluționari. Oho, ce nebunii au fost. Mai e starea asta de să mai... Mi-au că ultima emisiunea care am făcut-o cu Sergiu Nicolaescu, dacă mai ții minte, mexicanul Sergiu Nicolaescu, cartian, nu mai ții minte exact, dar ăștia erau sigur. Și când i-am zis lui Sergiu Nicolaescu, pe unde ai pus piciorul prin București, ai ucis, ai omorât, dădea după mine în studio și a uitat umbrela, și a uitat trenciurile pe acolo, absolut demențial emisiuni. Nu-i spusese nimeni, băi, criminalul, în direct. Nu-i spusese nimeni lui Sergiu. Tu erai cam zăpăcit așa la chestiile astea. Erau, adică le aruncai direct când astea. Îi aminte, când îi prindeai, pe unde îi prindeai, le mai dădeai câte una din asta, așa, știi? Așa, da. Nu te alergau după aia până oraș? Nu. Doar că îi mai avansam. Pe Medeșcanu atunci l-am avansat, l-am făcut șeful SIE după emisiunea ta. De ce? Când a plecat, amabil, așa că sigur, el e diplomat. Și să stăm de vorbă, să era președintele Comisiei de Apărare din Senat. Da. Și a zis, domnule Medeșcanu, uitați, deciziile CEDO, știți, a cam trebuit schimbată legea siguranței naționale puțin, că sugerează ăștia că nu prea sunt în regulă lucrurile pe acolo. În decizia Asociației 21 Mărieș și distinsa doamnă Vlase, a fost singurul urmaș care a vrut să meargă prima dată cu mine la CEDO, cu noi. Lumea era fricoasă, nu? Avea, cum, ei nu aveau curaj să vină aici, să meargă la parchet, dar să meargă la Curtea Europeană, să judece cu statul român, dai seama, te judeci cu statul român, toată forța statului, nu? Da.
Și mi-a zis, domnul Rișa, haide să vorbim. Era înainte de sărbători. Și haide să vorbim după sărbători, veniți până la mine. Și m-am dus la el, la Senat, am vorbit și a zis, domnule, o facem în primăvara asta și eu am de gând să începem să lucrăm la legea siguranței. După 10 zile știi unde era? În fruntea sie, da, liniștit, da. Cum are vreo unul ideea de a schimba ceva în legile astea ale siguranței? Să mai avansează. Da, îi avansează ca nu cumva să le vină vreun gând să schimbe. E o problemă chiar pentru ei, eu sunt convins, pentru ofițerii tineri, sunt convins că nu poți să funcționezi în... Bă, le funcționează niște firme sub acoperire, ceva de speriat, asta e altă înțelegi? Treabă, înțeleg. Cu niște profituri extraordinare. Înțeleg. Ce neva să vrea să schimbe, mă? Totul e minunat, da? Da, mă, dar totuși să fii în NATO, să fii în structurile Uniunii Europene, da? Să colaborezi cu niște servicii care au o cu totul și cu totul altă viziune. Sau cel puțin au avut o lungime mai mare decât ale noastre. Că noi ne-am obișnuit și după Revoluție să facem ca ce am făcut înainte de Revoluție. Că asta e mintea securistului, tot acolo rămâne. Nu a tuturor, da? Au o parte din ei, mai ales cei care au cu urechea și timpanul, au rămas săraci defecți. Tot cu sclumirea, dacă se poate, să pună microfon. Și atunci să lucrez totuși în aceste condiții pe o lege anacronică, din punctul meu de vedere, făcută de Măgureanu și de Iliescu 91, nu e normal. Nu e normal, că trebuie să venim cu niște reglementări, să altfel să corespondăm, altfel să răspundem la niște solicitări. Vezi ce zici, că poate te pun ăștia șeful SIE. A, nu, n-am de gând. Robert, dacă ai vreun gând din spus, ăsta de revoluție, de schimbare... Știi prea bine că până ce ieși CNSAS-ul, prin 2007, sigur că eu am trimis atunci de îndată toți membrii asociației l-am verificat. Și normal că a ieșit, n-am colaborat, eram securistul de serviciu. Mărie și securism, mă, dacă nu e de-al nostru, ziceți că e de-al nostru. Asta a fost tehnica lui Cico Dumitrescu și a lui Suceabă și a lui Zdrențucăle alea, că cred că nu greșesc tare dacă le spun așa, în anii 90. Problema este că, așa sigur, în glumă, și o spun și acum în glumă, dacă mă fac mareșal și îmi dau toate salariile pe ultimii 32 de ani, pe cuvântul meu că accept. Da? Da, dar nu mai așa, altul nu. Doar, hai să ne întoarcem puțin rog, niște personaje. Mai glumim, mai... Sigur că da. Nu. Destindem. Hai să vorbim despre câteva personaje, că pe mine mă interesează, în primul rând, tu ai avut de-a lungul timpului aproape un război, la spune chiar personal. Știi că sunt dator cu un răspuns. Am zis doar până în 22. După 22 nu s-am spus și nu vreau să evit. Păi tocmai de îl aducem acum în discuție, pentru că aduc în discuție primul personaj și cel mai important în toată ecuația asta, inclusiv a existenței tale în ultimii 32 de ani. Cu el te-ai bătut puternic, Ion Iliescu. Da. Da? Hai să vorbim, că după 22 intră în scenă Ion Iliescu, da? Începe toată povestea asta, da? Și îmi pot răspunde și la întrebarea cine a tras în noi după 22 și vreau să-mi povestești toată saga asta, toată perioada asta de luptă, de dialog de cu Ion Iliescu, mai ales că, uite, am pus pe ecran în momentul de față, fii atent, Ion Iliescu îl vezi acolo din perioada Revoluției și Ion Iliescu cel de astăzi, da? Da? Că Ion Iliescu, ba chiar l-am văzut că a avut o replică la un moment dat, apropo de Revoluție, este foarte supărat dacă cineva spune că a fost lovitură de stat, că nu știu ce, că în alta, el e cu Revoluția în continuare. Bun, hai, personajul Iliescu și cine a tras în noi după 22? Personajul Iliescu, cât e? 12 și, da, el era la servici. La editura tehnică, la ora asta. Da? 22 decembrie 1989. Da, exact, era la editură, om, la muncă, pe salari, pe bani. Da? Deci el și-a luat salariul pe ziua aia. Dacă îmi face demonstrația că nu și-a luat salariile pe 22, 23, 24, e revoluționar. Dacă nu, stai acasă. Cu cine crezi că e legătură? La ora, în jurul orei 13, conform declarației, vorbim numai pe probe. Da. Dar din dosar, dosarul ăsta a fost la CEDU. Dom'le, n-aveți soluții. Domnul Măriș, nu e soluție. Cum adică n-avem soluții? Păi n-am fost la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cea mai înaltă instanță. Nu pe probele existente în dosarul ăsta, care a fost returnat din nou. Și o să ajungem și la chestiunea asta. Nu pe asta s-a dat soluția în 2011. Dacă n-aveam altul. 2005-2007, cât a lucrat generalul... Zic povestea cu Iliescu, că e interesant. Era la serviciu, pa, cu cine e legătura? Cu cine crezi că e legătura? E legătura cu generalul Raț, care era șeful direcției întâi. Ăla cu dizidenții, cu Coposu, cu Rațu, cu să-i ierte Dumnezeu pe toți. Și spune Iliescu, ce... Ne vedem la Ministerul Apărării la ora 15, ia legătura cu Victor. Scrie la declarație. Păi stai mă puțin, când te sună ăla care te-a urmărit, că nu, el a zis că a fost urmărit, nu? A fost, domnule, supravegheați de Ceaușescu. Păi când te sună ăla, primul lucru îi spui, băi, băiatule, dacă pică ăsta a fugit, dacă îl și prindem, că ziceau că nu l-au prins încă pe la 1, știi?
E pe Naier Ceaușescu. El a fost arestat din momentul în care a intrat în lift în Comitetul Central, din punctul meu de vedere. Arestat. Luat cu totul. L-au desprins de birou, la revedere. Și nu-i spui, tu ești primul arestat? Tu îi spui, ia legătura cu Victor, că vedeți, facem echipă nouă. E noua conducere, preluăm. Și îl introduce acolo. Bă, deci tot era aranjat dinainte, nu? Adică erau, băieții erau în legătură cumva, să făcuse un plan. Se cunoșteau, Robert. Se cunoștea, exact. Asta, dacă facem o revoluție, da. Tu vii și zici, bă, eu sunt purtătorul de cuvânt, că uite, sunt om de presă. Sunt, bă, sună, ia legătura cu Mărieș, care e încă 6 exact. Oameni. Mai sună și pe Orcan, sună și pe Popescu, când o sună și pe Curea, pe Andronic, tare, nu știu ce, toți ăștia. Amici, prieteni, oameni, mă rog, nu știu ce, pe care, bun, îi știu. Oameni făcuse ei, mai complotase ei, mai ziceau ei că se întâlnesc. Fiecare cu zona lui. Fiecare cu zona lui. Da. Iliescu era, se spunea, se știa, mai ales după 86. Dar crezi că, de exemplu, Iliescu atunci când stătea în biroul lui de la editura tehnică, el aștepta să se întâmple ceva? Pentru că în declarațiile pe care eu le-am citit de-a lungul timpului, și în memorii, și în interviuri, el spune că, dom'le, el atunci a aflat ca orice om obișnuit că avea să se întâmple câte o chestie. Știa, adică... știa precis. Știa precis. Da, fără nicio discuție. Deci erau pregătite lucrurile. Ei, și lipsește. E o chestiune în dosar care încă nu e clarificată. Îi lipsește acolo vreo două nopți. Nu prea știm pe unde e. Dar, în fine, sper că înainte, fost de Moscova, 22. Înainte de 22. Da. Înainte. Și în două nopți care îi lipsesc așa de pe... O zile chiar. Aha. În fine, nu. Ce nu știu, nu știi. Că am înțeles. Da, da, da. Spun, bun, dacă okay. nu... E în regulă. Bun. Da. În schimb, au fost foarte atenți cu soțiile și doamna Mioara și doamna Nina. Cred că a făcut dulceață bună, asta a fost producție mare de trandafiri. Mereu mă abonez la un borcan de trandafiri de la de dulceață de trandafiri de la doamna Nina. Îmi place asta. Nu-i așa? Au fost atente cu ele, le-au luat și le-au dus la Dinu Cornel acasă. El le-a păzit, Dinu Cornel. A avut grijă. Fostul fotbalist? Da, da, da. Antrenor, nu știu ce, Cornel Dinu, da? Da, așa. Mai a dat și lui o hală după revoluție, doamna Nina, zicea, băi, ai grijă de Cornel Ioane. Da. Acum l-a făcut ministrul sportului, imediat l-a făcut ministrul sportului. Da, 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 deci așa, o să, el, bine, Cornel Ion era la Dinamo la vremea respectivă, da, nu? Avea legătură cu... L-a făcut imediat în primele zile, nici nu știu dacă în ianuarie sau dacă nu, chiar la sfârșitul decembrie l-a făcut ministrul. Are certificat de revoluționar? Cum să nu? Cum să nu? S-a și judecat. Bă, cum e chestia asta, mă? Deci, pentru mine chestiile astea sunt absolut uluitoare. Bă, am înțeles. Poți să profiți după revoluție, că asta este, au profitat mulți în toată treaba. Bă, dar după aceea să te și urci, înțelegi, în poziții de-astea, să ceri certificat de revoluționar, să vrei să pari, să intri în cartea de istorie cu orice preț, ca să zicem așa, știi, smulgând coperțile cu dinții, încercând să intri acolo. Cum naiba s-a întâmplat, mă, chestiunea asta? Păi n-a venit fost unul la vremea să-i dea una peste ceapă, să spune, pleacă-mă de aici, mă, că tu erai în legătură cu băieții ăștia, mă, stați-mă pe... Au încercat și acum la schimbare, au încercat să-i dea una peste șeafă și uite că totuși a mers, pentru că timp de 32 de ani acest secretariat de stat care se ocupă cu problemele revoluționarilor a fost coordonat, condus de ei, cu mici excepții, cu mici excepții. A fost cineva de la Timișoara, un secretar de stat, domnul Petrișor Morar, perioada aia, vreo 2 ani de zile, să zicem, că a fost un picuț mai curățel. Asta mai există acum, secretariatul de stat pentru revoluționar? Sigur. Cine îl conduce este, acum? În momentul ăsta este un interimar, o doamnă, care a fost secretar al domnului președinte, fost președinte al Asociației Deținuților Politici, Joza. Da. E un pic depopulat acolo la vârf acum și au numit-o, a numit-o domnul Ciucă în urmă cu 4-5 zile. Nu ți-a propus interimar. Să preiei funcția niciodată? Ba da. Și? De ce nu te-ai dus? Primul care mi-a propus a fost Tăricel. Și? Și am zis, bă, nu vreau, nu v-am cerut niciodată, nu vreau. M-a luat Dorin Marian la momentul respectiv. Să zis, înțeleagă și cei care nu știu despre ce e vorba, e locul în care poți să decizi la un moment dat chestiune legate de certificate de revoluționar, să descoperi cine sunt impostorii și cine sunt cei care chiar au participat la revoluție și au probleme. Robert, noi... Asociația ne-am ocupat de chestia asta cu adevărul și cu... Înțeles. Era deja să zic așa, o coș prea mare pentru noi, că suntem de puțin și... Era perioada 2007 s-a întâmplat asta undeva în vară. La momentul respectiv, Curtea Constituțională a decis că dosarele în care sunt implicați militari civili nu mai fac secțiile, nu mai face secția militară. Dosarele ci le dau la civili. Și în momentul ăla mi-am dat seama că s-a distrus tot.
toată munca de 2 ani și jumătate se blochează și practic am și ceea ce am gândit s-a și întâmplat. Uh-huh. Că mergând așa, luăm câte 2-3 ani, ajungem și la zilele noastre. Începuse acțiunea la CEDO și am zis, bă, nu e normal, deci dau în judecată statul român, pe o parte, pe altă parte nu se ia o funcție. Parcă nu se potrivea. Da. Lăsând la o parte că nu eram chiar atât de neinformat ca să nu înțeleg că de fapt Tăriceanu joacă pe cartea celor 50-60 de parlamentari ai lui Ion Iliescu, deci în 2004 încă era președinte și a impus și el din 200-150 de parlamentari cât o fi luat PSD-ul atunci, 60 erau ai lui și atunci acei domni în momentul în care s-a despărțit PNL-ul de PD, da? Tăriceanu a rămas guvern minoritar cu sprijin PSD, adică PSD mai puțin PSD cât Ion Iliescu direct. Ori mi s-a părut un pic de momeală. Înțelegi? Mi s-a părut un pic de momeală, așa, hai să-ți dau ție că ce? Am zis, nu e normal. Pe de o parte, repet, bunul simț. Am zis, băi, mă ajute cu statul român, nu pot să intru în guvern. Punct. Ok, am înțeles. Da, pare... Iar acum, 2 ani, la fel, mi s-a propus, mai recent mi s-a propus. Nu, n-am avut niciodată tentații spre funcții. Este foarte adevărat că anul acesta s-a întâmplat un lucru care nu s-a întâmplat în 32 de ani. Știi că după ce a început să funcționeze CNSAS-ul, revoluționarii, alte categorii, au fost verificați și așa mai departe. Au fost eliminați o parte din ei, se continuă cercetarea, dar nimeni nu s-a atins de informatorii securității. Sigur că nu mai vorbim dacă ar fi și aia miliției, cred că ar rămâne și mai puțin. Mm-hmm. Dar nimeni nu s-a atins de partid. Ori anul ăsta s-a votat și culmea, că a votat și PSD-ul, culmea. Felicitări, bravo lor, uite, zic și eu felicitări PSD. Au votat 282 din 283 prezenți, deci toate partidele, legea prin care activiștii de partid la nivel local, județean și central, nu pot să beneficieze de certificat de revoluționar. Deci normele sunt aproape finalizate. Eu deja am făcut solicitarea. Asta ar însemna că Ion Iliescu ar rămâne fără certificat, fără certificat. De revoluționar. Dar nu el. Și dar Arșinel, nu numai el, o grămadă. Și domnul ăsta de la... Arșinel are și el, păi cum certificat? Să n-aibă certificat? Nu știu, mă, nu mai știu. Așa, deci și domnul ăla de la... Cum îl cheamă? De la Cluj, marele Arșinel actor. Arșinel unde a fost la Revoluție? La era... teatru. A, și a luat... Da, la teatru. Am înțeles. Așa, domnul de la Cluj, cum îl cheamă? Care joacă pe milițian în filmul... Dorel Vișan? Vișan, care mergea la județeana de partid când alții făceau revoluție în 21, da. Și sunt mulți, sunt mulți. Ăștia nu erau și de ăștia care recitau o grămadă de poezii pentru Ceaușescu, da, înainte de 89, erau ăia care... Robert, toți, da, au făcut compromisuri, sau marea majoritate, nu toți, dar marea, da, majoritate... Da, asta spun, am înțeles, poate să... că la un moment dat la revoluție a avut un moment în care a ieșit, da, pentru că și tu te săturase, poate că erau unii care au zis, domnule, m-am săturat, l-am pupat în cur pe Ceaușescu an de zile ca să câștig o pâine amară în perioada comunistă, și să fi zis, domnule, ies acum ca să-l dau jos. Bă, da, să te duci după aceea, să te duci moț și să spui, dați-mi și certificat de revoluționar, pentru Nicolicea. Că... A, Nicolicea, da, mă. Nicolicea care din 90 era în Parlament, da? Și care... Deci, este, de va veni această chestiune de rezolvat, probabil în luna ianuarie, dacă domnul Ciucă promulgă repede normele astea. Eu am făcut cererea de-a doua zi, după ce domnul președinte Klaus Iohannis a promulgat legea, imediat am trimis la SSPR ridicarea certificatului. Uh-huh. E un moment, atât spun, e un moment ăsta, pentru că... Mamă, o să fie revoltă. Rămân fără indemnizație, da, niște băieți. Asta e problema lor. Roman, o să mai rămân, o să mai aibă? Sau el Roman, ceva? Vedem dacă avea a avut și el funcție pe la facultate, pe la dar Politehnică. Dar să mai știu, mai există nomenclatorul ăla? Aici ai pus o întrebare mare. Nu? Aici ai pus o întrebare mare. Nu e vorba de nomenclator. Dar? Sigur că vom afla prin Vriu Grai. Asta nu e problema. Nu merge, că te bagă în justiție. Dar, da, așa. Absolut, legea prevede că poate să conteste. Uh-huh. Da? Deși legea e foarte clară. La nivel local, județean și central. Ai avut funcție de secretar de partid la organizația cutare, pa. A fost revoluția anticomunistă, ce naiba, dăm certificat de revoluționar la comuniști? Suntem nebuni. Ce am făcut cu Iliescu este absolut demențial. Cum dracu să-l iei și să-i faci de revoluționar pe fostul prim secretar al tineretului comunist? Pe omul care a fost la Timișoara în 56 cu Stănculescu împreună și au
făcut prăpăd acolo, da, după Revoluție. L-am făcut noi pe Brucan, marele gânditor al patriei după 1990. Da, cum să, dar nu gânditor. Ce mai vorbi? Că nu era gânditor, marele ideolog al democrației post-decembriste. Toată lumea spunea, nu mai bine nimic. Adică a avut Silviu Brucan dreptate. Eu cred că sunt unul dintre puținii care nu-i dau dreptate lui Silviu Brucan, că o să avem vreo 20 de ani până învățăm. Da, da, da. El gândea să treacă vreo 20 de ani, să nu se întâmple nimic, ca să scăpăm noi de pușcărie, pentru că crimele astea, la un moment dat, se prescriu. Ei, uite, a avut cineva grijă, și asta a fost Asociația 21, ca aceste crime să nu se prescrie și, sigur, datorită Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru că decizia de acolo vine că în perioada infracțională decembrie 89, iunie 90 s-au înfăptuit în România de către autoritățile statului român și la comanda autorităților statului român, implicând armata, miliția, securitatea, recte SRI-ul, după, pentru că în 90 vorbim de SRI deja, fapte contra umanității. Cea mai gravă pedeapsă din codul de procedură. Fapte contra umanității. Genocid. Da. În fine. Da. Te întrebam de unde veți afla până la urmă, scurt, spune-mi așa, așa. Cum se va afla. Aici e o problemă. Toată arhiva Partidului Comunist se află la Pitești sub sechestru, spun eu, de 30 de ani, 32 de ani, de către armată. Zău? Da. Acolo am găsit și jurnalele de luptă ale armatei, din care rezultă, cele 108 jurnale de luptă, din care rezultă 2 milioane de gloanțe trase în ziua de 21 decembrie în piața Universității. Cum azi, documente istorice. Ar păi așa și scrie, jurnal istoric scrie, da, pe jurnalul ăla de luptă. Dar de ce se află sub sechestru? Sau? Eu spun sechestru pentru că normal armata nu trebuia să le preia. Da. Ce adică armata a preluat și arhivele securității. Aha. A preluat și arhivele lor, da, și au închis acolo, le-au băgat în buncăr jurnalele de luptă ca să nu se știe, pentru că au mai fost vreo, sunt în astea 108 jurnale, sunt vreo 2-3 dintre ele măzluite. Uh-huh. Adică idiotul care a scris, să mă ierte dacă, așa, folosesc cuvinte grele, a uitat și spune, în 21 am dat jos tablou și la radio am auzit cu tare. A uitat, n-a mai știut că 21 e 22. Înțelegi? Acolo se vede falsul. Dar restul sunt beton armat. Dau un exemplu. Avem în Parlamentul României unul din teroriști de la Timișoara. Eu îi spun terorist. Toșu Major Roman. Sau capitan, nu mai știu ce era. Capitan sau major. E în jurnal de luptă. Și precis. Ora unitatea, ora... Roman și mai cum? Cine este? Roman Nicolae, deputat. Da? Da, sigur, cum? Mai e unul. Ăsta intra pe ce liste? Pe la partidul ăsta. Aur, la ce? Care strălucește. Da, am înțeles. Așa. Uh-huh. Unu Tobă. Da, Francis Tobă. Așa, așa, da. Francis Tobă, da? Uh-huh. Și zice la Roman, zice, ora 1 a zilei de a nupții de 16 spre 17, deci 16, noaptea de groază la Timișoara, 1000 de arestați. La podul Cutare, atâția soldați, împreună cu maiorul Cutare, aici e confund, maior capitan. Unul era capitan, unul maior. Așa, închid misiunea la ora, începând cu ora 3.30 și până la 4.15. Deci ei au alergat revoluționare, au reținut revoluționare. Ce dracu faci cu 150 de oameni ieșiți corect în stradă, da, în noaptea respectivă? Și el ajunge deputat. Și unde e acum? În Comisia SIE. Vorbim singuri. Vorbim singura. Nu, singura chestie e că la un dat ajung să te... Nu că să te amuze, e un soi de râsul plânsul în tot ceea ce facem noi în toată chestiunea asta, pentru că așa baletul ăsta, trebuie să admiți, îl facem în sensul în care noi, societatea românească, îl facem de 32 de ani. Da? Îl fac ei cu noi, că nu l-am făcut. Exact. Noi am mers, noi am fost pe aici și ei pe aici. Fiecare cu ei vin, schimbă pozițiile între ei, se mai pitesc pe o listă de partid, intră în parlament, intră în guvern, mai găsește cineva. Consilier la președinte, tot a fost cu consilierul lui Iescu. Se mai retrag 2 ani de zile pe undeva, pe nu știu ce, mai mănâncă o pensioară, după aia iar ies în subterane. Adică e o chestie din asta. Uite, așa, nu, de 32 de ani se întâmplă treaba. Cum faci așa, știi, crești copilașii foarte bine, uite așa urcă. Da, exact. În Anglia, în America. Da, și vin aia, ne dau lecții și nu știu ce. Deci nu are rost să discutăm. Da. Hai să ne întoarcem puțin la momentul ăla cu 22 decembrie. Dacă vorbeam de Ion Iliescu, spuneai că era... Se duc la Ministerul Apărării. Așa. Se duc să întâlnesc acolo, pun la cale să... Noua conducere, da, clar. Fac o listă. Mhm. 39 ei îl considerau momentul ăla pe Ceaușescu, terminat, mort, la revedere, da, de ce asta, de momentul în care a fugit, da, la revedere. A terminat. Da. Și s-o hotărăsc ei să vină pe la vreo 5, așa, la Comitetul Central să se legitimeze. Adică erau
sute de mii de oameni. Pentru cei mai tineri, CC-ul este actualul Ministerul de Interne, clădirea aia din... Fosta clădire a Partidului Comunist, fosta clădire simbol a conducerii Partidului Comunist. Da, vizată Palatul Regal, la cumva așa, de că e Ateneu și imediat pentru cei care poate încă nu știu, sunt mai tineri. Cucerită de noi... Eu am intrat înainte de fuga lui Ceaușescu în Comitetul Central pe geam, deci ceilalți încă au mai intrat după mine. Doi dintre ei au venit cu mine până la etajul 6, sperând că oprim elicopterul, că de fapt asta a fost și în holul Comitetului Central. Deci, ce voia să faceți? Să opriți elicopterul, să-l bateți pe Ceaușescu? Ce voia să faceți? Îți dai seama. Ce era în mintea voastră la acel moment? Uite care e problema. Și ți-o spun cu mintea mea, după momentul de ales 21 decembrie. Așa. Când ne-am văzut căzând la 3 metri, la 5 metri, la 8 metri, la 7 metri la de mine oameni și mi-am dat seama cât poate să fie de câini și de nenorocit să tragă în tine de la 10 metri, Păi crede-mă că m-am văzut, mi-au venit toate spumele pe mine, ca să zic așa. Eu nu cumva mă lua o frică teribilă la momentul. Măi, iubitule, te lua frică, pentru că eu, de exemplu, deci a venit că un bănesc că și tu, am intrat după tabul ăla. Expresia românească m-am căcat pe mine de frică și am auzit-o, nu că o spun ca să mă șochez, dar am auzit-o de la oameni care au participat în acele zile, la momentele în 21 decembrie, așa mai departe, baricadă, intercutare. Băi, oamenii au avut un îngrozitor, să vezi cum scade unul împușcat în cap lângă tine, adică nu era un film american la care să te uiți sau cu împușcături, mureau oameni, pur și simplu. Fără să încerc să bravez, că nu e cazul să bravez, mai ales că mai avusesem niște altercații de la 12 și până prima respingere a fost undeva până la 12 și 10, 12 și 15, să zic așa. Era un cordon la Inter aici, un cordon cu scuturi, nu vă sunt scuturi niciodată, că nu... Iată, da, așa. Și băteau ăia în scuturile alea, știi, ne-au respins până la rondul de la universitate, probabil că ăsta era perimetrul de acțiune, după care ne-am dus prin față pe la universitate și când am ajuns la Eminescu, la librăria Eminescu, există, așa, la colțul universității, de la colțul universității la librărie și peste bulevard, era un cordon, ăștia erau undeva la 1,70 așa și am zis eu uzla, nu cred că greșesc. Bine echipați, dar foarte bine pregătiți, pentru că noi am încercat dialog cu ei. Eu am crezut că nu-i bloc așa acolo. Hai mă, să o luăm la CC pe partea alaltă, dacă nu le lasă pe aici. Și aiurea, să blocase tot. Cismigiu, Victorie în partea alaltă. Toate străzile au conjurat imediat, au intrat trupele după ce s-a spart meeting-ul lui Ceaușescu. 21. În 21, sigur. Da. Și atunci... cu unul dintre ei am încercat să am și un dialog. I-a zis, bă, Timișoară, frații noștri au murit, bă, a stras. Nu se mișcă un mușchi. Deci s-a uitat așa fix, nu clipea, nu. Și la un moment dat, ce-i fi zis, nu mai țin minte exact fraza la care a făcut o grimă, așa, știi? În momentul ăla, direct între ochi am tras-o. L-am scuipat și în momentul ăla a rupt-o după mine la fugă, printre statui. S-a rupt tot cordonul ăla, a început să ne alerge, pe jos era tapetat cu cos de pancarde, cu tabloul tovarășa, lui tovarășul, cei care fugise, plecase de la meeting, îți dai seama, 100 de mii de oameni, din care 70 au plecat de la meeting. Eu au mai rămas, chestia asta, nu știu, am spus-o aseară la B1, în fața CC-ului, unde, sigur, partea din față, la toate manifestațiile astea de a ovaționa, de a-i ridica în stăpă Ceaușești, erau ocupate de către activiști de mare încredere. Adică nu vedeam muncitorul la 23 august sub balcon. Erau activiști în funcție de înălțimea lor. Ăștia au rămas. Ăștia nu au plecat din piață. A plecat grosul când s-a creat busculada. Coloanele de muncitori care au fost exact. Muncitorii simpli. Băi, au aruncat, nu au mai, s-au călcat în picioare. Și ceilalți au rămas și acum erau două proteste. Unul la, aici la Inter, la baricadă, să zic așa, al nostru, 25-35 de oameni, apreciez eu că au fost în momentul în care eu am pus piciorul de pe trotuar, pe Caldarâm, și crede-mă, Robert, că am spus-o rar, dar o spun acum la tine. M-am oprit la marginea bordurii și am zis, bă, dacă pur m-am uitat la Inter, zic, bă, ne filmează ăștia de aici, nu-i loc de întors. Și am stat, nu știu dacă am stat 20 de secunde sau am stat 40 de secunde, dar am stat. Și am zis, dacă l-am pus, nu mai e loc de întors. Și până la urmă am hotărât, l-am pus și m-am dus între ei. Jos Cizmaru, jos Ceaușescu, jos Timișoara, din prima. Cine era șeful? Era Dan Iosif? Nu era nici. Nu era. Erau
Era un grup. Nu știu nu dacă știu. Sunt aceiași de la Timișoara care au venit și au încercat, nu că au încercat, chiar au reușit. Nu, eu te întreb dacă dintre ei, de atunci, din primele momente, ăla, nu. Mai știi vreo unul care să fie acum, cumva? Nu, de la, din momentul ăla nu. Nu. Din momentul ăla nu. Ok. A apărut mai târziu. Bine, Dincă zice că l-a văzut pe Dan Iosipă la 3 în Dunărea la costum. Îi las pe ei deocamdată să mai clarifice. Eu cu Dan n-am avut... Sunt oameni care trăiesc și care știu legătura. N-am avut niciodată ceartă cu Dan. El și-a văzut de Iliescu, eu mi-am văzut de ale mele, dar n-am avut niciodată. De câte ori ne-am intersectat, n-am abordat subiectul. Și chestia asta i-am respectat lui Dan. Față de alții care se bagă în seamă. Unii nici nu au fost pe acolo. Dar el nu a întrezit. Și a fost la mine în asociație. Am avut discuții în contradictoriu. La un moment dat mi-au luat aminte că m-a chemat la Cotroceni. Cum să vin eu mă acolo, mă, mâncați așa? Zice, hai că pleacă ăsta în Serbia și vin cât e două zile plecat în Serbia, vin până la mine. M-am dus, mă tenta cumva așa, eram curios să văd care e atmosfera. Era un personaj Dan Iosif în același timp, adică aveai, am făcut și câteva emisiuni m-am dus la el, la birou și la plecare mi-a zis, băi, am două locuri la, cum le spune, la înaltele astea școli de... la armate și de la Băneasa. Colegiile astea, da. Așa, și am două locuri, nu vrei să dau și ție unul, că nu prea o să mai avansăm în anii următori, nu o să mai prea prindem funcții fără să avem colegiile astea. Lasă, Dane, păstrează-le tu. Da. Deci revenim la 22. S-au dus la armată, au pus la cale, au venit la CC. Nu mă ajută capul nici astăzi. Și nici când am văzut prima dată imaginea asta, pentru că eu aflându-mă în CC, eu n-am văzut balconul. N-am văzut balconul. N-ai intrat acolo? Sau nu m-am dus în balcon, nu m-am dus deloc la... Da. În momentul în care am ajuns la 6, iar trebuie să mă întorc un pic. Deci intru pe geam, ajung în holul central și aici văd lăzile de muniție la înălțimea asta, pe două rânduri, pauzul metru, alte lăzi și era... un șir întreg de muniție. Aia era pregătită să tragă noi, dacă atacăm comitetul. Și puște de aruncate, răzemate, de perete, de lăzi, de pe jos, pe acolo. Părăsite. Da? Iau o pușcă și o iau la fugă. Ai luat și tu o pușcă. Păi normal, cum naiba? Păi, nu știu, mă, te întreb, că mi se părea... Păi asta îmi spune, care-i momentul ăla? Momentul ăla este așa. Elicopterul vine pe clădire, da? La un moment dat, vacarmul ăla nu mai se auzea chiar așa bine. E, nu e... S-a ridicat, nu s-a ridicat. Era vacarm acolo, erau sute de mii de oameni care scandau Libertate! Jos Ceaușescu! Dai seama ce era acolo. Și toată lumea nu striga ca la mitingul lui Ceaușescu. Aștia strigau din suflet. Adică era lumea pornită, era înrăită. Și m-am tras un pic de la clădire. E un brad acolo, în fața geabului. Și acum e bradul ăla. Era și un tab. Mulțimea înconjurat, i-am le-am aruncat la ea, luasem niște țigări cu mine, că am rămas în 21 fără țigări și zic, băi, nu plec de acasă. Mi-am luat un cartuș de țigări, l-am rupt și l-am băgat în geacă. Aveam geaca cu strânsă, cu elastic. Nu cădea, ca să nu mă încurce la bătaie, că îți dai seama, acolo era de bătut, nu era de dormit. Și le-am aruncat la ea vreo 3 pachete de țigări, 4 pachete de țigări la băieții ăla pe tab și m-am uitat, am văzut Elicea, că era destul de spre margine elicopterul pe clădire, știi? Și am stat acolo. Pa, când m-am apropiat, pa, s-a spart geamul. N-am mai stat. Am pus piciorul pe unul, înăuntru, au mai venit doi după mine. Am luat pușca, am ajuns la etajul 6 și aici a fost norocul meu. Între etajul 5 și 6, în capul scării la 6, erau doi băieți. Costum, cravată, tunși, frumos, tot. Toată securitatea era atunci regulamentat, ca așa se spune. Și în momentul ăla am pus pușca pe ei. Mi-am dat seama că securiști. Ce se întâmplase? Venise elicopterul, ei erau de gardă, 4. Doi au încăput în elicopter, doi i-a zis ăștia rămâne jos că nu mai trebuie să luăm pătoașul Bobu și pătoașul Mănescu. Ăștia erau numărul 3-4 în stat, după Ceaușescu și după Elen. Și ei, practic, nu au mai încăput. Elicopterul era mic, oamenii au rămas jos. În momentul în care elicopterul a pornit, Elicea se ridice, normal, și-au terminat misiunea, s-au retras în clădire, și au vrut să ascundă și ei, să fugă, că era... Pot să folosesc cuvântul sexy, ceceu? N-am văzut pe nimeni de la parter până la 6. Și în momentul ăla am pus pușca pe ei. Și de aici există un moment, o frântură care... Ai tras vreun glonț? Nu. În perioada aia? Nu, deloc. Să-l spun acum ce am făcut. Și în momentul ăla am zis, băi, mâncați-a sufletul. Am început să urc așa, ușor, că nu vorbeam. Băi, băieți, cine sunteți?
Am încercat să nu, un dialog. Am imaginea următoarei, unul cu spatele către zid pe scări în stânga și unul în dreapta. Și un capul scării, nu știu cu ce am dat în ei, cu pușca, cu picioarele. Că pe unul dintre ei l-am găsit după vreo jumătate de oră, era vânăt la 8 tot, David se numește, și le știu numele, am vorbit cu ei după aia. M-am întâlnit, unul era gardă la Vadim, pe unul l-am găsit în 91 pe aici, pe Calea Victoriei, mergea și zic, pa, mă, ăsta e la care l-am scos. Pentru că pe ăsta l-am salvat eu, după ora 2, am zis, vino mă să te scot, i-am mai dat niște picioare în fund. Adică nu i-am mai lovit după aia Roden, stai mă, dracu, acolo în birou, te bate ăștia, te văd vânăt la ochi, te văd securist, te bate omoare aici. Și pe la vreo 2 l-am scos eu pe la Onești și i-am dat drumul să duc acasă. Oamenii ăștia aveau cecurile lui Leana la ei, cu 3.600.000 de lei. Nu pot să cred. Pe cuvântul meu. Am procesul verbal. S-au dus seara și l-au predat la unul geantă, la... Le luaseră din birou? Nu, cred că le-a lăsat Leana la ei. Le-a lăsat Leana la ei. Și s-au dus oamenii cinstiți, s-au dus și le-au predat cecurile la acest geantă. Era, ce Dumnezeu de unitate, era ceva de... zi, Biserica Răzoare. E unitatea acolo lângă Biserica Răzoare. Da, e... Unitatea din care a fost omorât ziaristul belgian Denis Hube. Și s-a dus la acest geantă, i-a dat bani, s-a fost pus sub urmărire de către Dan Voinea pentru moartea copilului ăsta a ziaristului. Ziaristului, da. Așa? Și există procesul verbal că a predat cu cecurile, cu suma, cu tare la el. Sigur, alea au ajuns la Stânculescu, le-a scos și s-a terminat cu banii familiei Ceaușescu. Făcea și Leana. Dacă Stânculescu te-a intersectat, că el e ăla care le-a pupat mâna, mă rog, înainte m-am de intersectat urcare cu, în elicopter. Cu Stânculescu doar în calitate... Victoraș, să ai grijă de copii. Prima dată m-am intersectat la o invitație a ambasadei Franței, la o recepție de ziua Franței, undeva după vreo 3 ani de la Revoluție. Și nu pot să spun ce mi-a zis la ureche atunci, nu pot să spun. De ce? Nu pot să spun, e o chestie, chiar dacă noi am avut și am fost pe baricade diferite, nu se face. Nu era foarte rea analiza, nu era foarte rea, ba chiar era, aș putea spune, era chiar adâncă ce mi-a zis. A plecat la ureche și mi-a zis câteva fraze. Și mi-a zis un număr de telefon, așa? Ceva cu 2222, care l-avea ea, că erau telefoanele fixe atunci. Da. Ca să-l sun. După care ne-am mai întâlnit, dar ne-am întâlnit de pe poziția de contestatar, procesul Timișoara, mergeam cu cei de la Timișoara, însoțeam la procese, au făcut recurs, se ruga, cum îi spune doamna, ei a toată ziua. Stai că nu vreau să ne îndepărtăm de momentul ăla, pentru că eu știu la rândul meu, ascultând sute de povești și de amintiri de la oameni care au participat. Atât mai spun. Ultima dată m-am întâlnit cu Victor Stânculescu la proces, un termen de 13-15 iunie, ultima dată înainte de a muri. Și pentru faptul că a venit la termenul respectiv, pentru că ne ignoră, ei nu vin la termen, da? Stătea rezemat de ușă, îl văd și acum stătea rezemat de ușă și am zis, băi, pentru faptul că ai avut bunul simț să vii azi la termen de aici. Aia a fost... Ok, fii întrebarea mea era așa, că sunt 32 de la 22, cum am pus titlul emisiunii de astăzi, adică 32 de ani de la momentul... Am ajuns la ora 17. Fii atent aici. Vorbeai de niște puști pe care le-ai văzut acolo așezate. Da. Vreau să încercăm să răspundem foarte cinstit măcar și atât cât poți tu să-ți aduci aminte și ai aflat. Cine a tras în noi după acel 22? Pentru că, pe de-o parte, bun, se vorbește despre... armată, forțe de securitate, agenturile străine. Da. Există și cum să-i numesc, mă, că nu i-aș numi revoluționari, descreierați care au pus mâna pe armament în acele zile și au omorât oameni. Toată lumea a avut am o relatare. Cine a vrut să aibă? Am o relatare, spre exemplu, a unor inși care au spus, domnule, au intrat unii în hotelul la Dorobanț, care era la Piața Romană, ți-aduceam, da? Hotelul Dorobanț de la Piața Romană. De unde au luat din barul de la hotelul Dorobanț toată băutura de acolo, au luat și fetele care gravitau în jurul hotelului acel om. Ca la Revoluție. Ca la Revoluție. S-au urcat cu ele pe un ultimele etaje ale hotelului Dorobanț, de unde se vedea cam toată piața și așa mai departe. Panorama. Panorama.
aveau și armament, aveau și muniție la ei. Și fete? Și mâncare, fete, și mâncare, și, și băutură, da. Că spărseseră barul, spărseseră shop-ul de la Hotel de Robansk, era shop-ul de la Hotel de Robansk. Bă, și au luat și au început să tragă cu armele, da? În ce mișca pe stradă, ca să spunem așa, adică toți se îmbătaseră la un moment dat și trece. Aia nu erau nici securiști, să ne înțelegem, nici militari, nici agenturile străine, erau niște, nici, cum să-i numim, niște tâmpiți, pur și simplu, da, care au pus mâna pe o armă. Sigur că după aia au ieșit Mangă cu arma în spate și s-au dat revoluționari când lucrurile și-au pus tricolorul la braț și au zis suntem revoluționari și cu asta basta, înțelegi? Uite cum merge în cronologic. Deci ți, se pare, nu, da, ți se pare veridic episodul sau, nu știu, a vândut gogoși cineva, să spunem, în... Deci după 22 decembrie este bine de ascultat orice părere și de analizat și dacă este un dram de adevăr, ar trebui crezut. Pentru că, sigur, e o descătușare formidabilă. Așa. Unii au conștiință, alții nu au conștiință. Unii intră la furat, unii intră la luptă, alții... Deci, alții merg să-și ia fetele și whisky. Iau arma, ajung acolo, ne batem cu aia, ne batem în sensul, nu știu, cât o fi dat și băieții ăla, doi ce-o fi făcut, în orice caz, ai imaginea mea în momentul în care am ajuns pe scări, am o frântură și nu vreau să mint, că pot să spun, domnule, i-am dat cu picior. Băi, pur și simplu am ajuns eu în locul lor sus pe scară și aia doi erau căzuți, unul în stânga și unul în dreapta. Dracu să ia dacă m-am uitat la ei și am fugit pe terasă, la elicopter. Când am ieșit pe terasă, elicopterul era dincolo de scala. Deci își luase, se dusese pe epitar moș. M-am uitat, zic, mă, tragi, dracu să tragi cu arma în elicopter, cu... Nu merge. Și am intrat în clădire. N-am stat să-i admir nici pe ea. Și când, în momentul în care am intrat în clădire, am văzut un ofițer la mijlocul holului. Acolo era plafonierele alea, nu era lumină, dreapta, stânga, uși. Am pus pușca pe el. Ai armă? Nu. Tragi? Nu. Vino încoace. Ne-am întâlnit, sunt colonelul Părcălăbescu, șeful statului major la Gărzilor Patriotice. Bravo, mă, cu cine ești pe aici? Păi sunt cu... Haide să vă prezint că sunt cu niște colegi. M-am dus în spatele lui până în biroul respectiv. Era o masă așa mare în formă de... ce să zic? Nu de U. Și erau de toate mamele, și cu petrise verzi, cu petrise albastre, și civil, și m-am uitat la ei așa, cam speriați. Bă, nu trage nimeni, nu mai trage nimeni. M-am dus, am ridicat geaca și au căzut țigările. Și în momentul în care au căzut țigările, o parte dintre ei, probabil fumătorii, domnule, ne dați și noi o să fumăm, că suntem de ieri aici și n-avem țigări. Luați-mă și fumați. Bă, nu trage nimeni, domnule. Deschide dulapul. În momentul ăla am hotărât să pun armă. Derutați, nu se uitau la mine cum dracu pune asta armă. Bă, deschideți, mă, o cameră, un dulap, să punem armele. Eu și cu băieții de. Ceea ce s-a și întâmplat. Un telefon, să sun și eu, să, acasă, că sunt trec. Îți dai seama că era bine de anunțat. Și m-a dus în birou în care a fost incidentul cu Mile, unde a fost ucis Mile. Când am intrat, o canapea galbenă, imensă, pluș de la gros, birou, șase scaune, scaunul șefului, o masă în fața biroului și șase scaune. Și mi-a sărit în ochi o pată de sânge, nu chiar cât masa asta, dar cam așa era pata de sânge pe galbenul ăla, zicea, mai izbit în momentul în care am intrat pe și mă, cu sângele ăla. Știți că aici a fost împușcat așa Milea? Era biroul lui, al lui Părcălăbescu. Aseară din greșeală am zis biroul lui Milea, în viteza în care povestești. Păi cum s-a împușcat? M-am uitat pe pereți, nu, niciun glonț, nimic. Bă, unde s-a... Și că l-am luat de pe scaun. Noi l-am găsit aici, pe scaun, și de l-am luat... Dar ei ți-au spus unde a fost împușcat sau unde s-a împușcat? Nu, unde Mile. S-a împușcat. Unde s-a împușcat, unde s-a împușcat, da. A zis Părcălăbescu. Și, zice, l-am luat pe brațe și l-am pus pe canapea. Și s-a scurs sângele, normal. Fiind împușcat în zona inimii, exact pata la mijlocul canapelei. Am luat scaunele la rând, m-am uitat și scaunul, primul dinspre ușe, cum veneam, primul din dreapta aici, ciudat că ăla zisese că s-a împușcat acolo și de acolo l-au luat, mai aproape de birou. Ceea ce cred că s-a întâmplat dacă coroborăm cu ce spune doamna Milea, că vorbea la telefon cu el în momentul în care a auzit o împușcătură. Și după care i-a spus cineva, stați doamnă că trag unii pe aici, nu știu ce, deci îl lichidase. Asta spune doamna Milea, nu eu. Și confirmă cumva doamna Gușe, care o însoțea pe doamna Milea, procedase și generalii, cei doi capi armate, Emilia și Gușe, își luase soțiile și le dusese la Sinaia împreună cu fetele. O chestie de, nici nu știu cum să-i spun, de
culoare. Înainte să întâmple incidentul, prima secretară de la Sinaia și cu o trupă de băieți de la Sinaia au venit la doamna Mirea și i-au adus coșuri cu flori la hotel. Cred că aflase că s-a omorât Mirea. Înțelegi ce spun? I-au adus corona înainte. Da. Bun. Și cu asta încheiem cu Mirea, facem altă dată subiectul. Am lăsat armele acolo, am coborât la parter. Multe arme, așa, dacă zeci? La parter, da. Da. După care i-am zis, am coborât la parter. A dat Dumnezeu, a venit o televiziune română, pac, am dat un scurt interviu, că ăștia mă executase, n-a fost Mărie și în București, n-a fost la Revoluție, n-a fost în CC, la 30 de ani mi-au stricat că n-a fost în CC. Eu care am intrat pe geam. Televiziunea română era acolo? Da, era acolo deja. Da. Era și 20 jumate deja ceasul. Că îți dai seama, au trecut niște timp cu ăia. Până am pus arma, până am dat telefon acasă, până... Am discutat chestia cu Mirea, au trecut. Și ți-ai găsit secvențele alea cu tine vorbind la televiziune? Da, după 20 de ani am văzut la un coleg care a lucrat în televiziune și avea un metru cub de casete acasă. Mi-a pus o casetă și zic, băi, oprește-o asta. Azi după masă merg invitat la o televiziune și o să o dau. Da? Nu, tu știi că eu nu vin cu hai, bă, că am fost cu steagul. Bun, în fine, dar o să dau, azi după masă o dau. E pe YouTube, există imagine. Și Iliescu a zis, nu, astea sunt din guvern, din 18 februarie, nu sunt de la CC. Bă, du-te, sărăcie. În fine, s-a dus Mihalache, că îl știm pe Mihalache, Cornel, pe Cornel toți. Da. S-a dus Mihalache pentru un decembrie la Club 22 și le-a spus, domnul Iliescu, eu am venit cu Beta din televiziune. Mărie și pe Beta asta, domnule. Nu mai tot vorbiți că n-a fost la Revoluție. Dar cine să te înțelegi? Te înțelegi cu... Mă rog, astea sunt vechile probleme, da. Hai nu, Mărie și nu există. Poate mai și atunci... Da. Cobor, fac chestia asta cu interviu, mă uit, văd lumea, zic, băi, nu-i bine, am atâte arme aici, a intrat toată lumea, zic, băi, nu e bine, hai să strângem arme. Urc sus la... că nu era nicăieri armată. Și vorbesc cu ei și zic, băi, i-am zis lui Părcălăbescu, el era șeful, dăm niște ofițeri să cobor să iau armele. Există imaginea în care... Păi, dar tu câți ani aveai la momentul? 27. Și cum era de aveai chestia asta de organizare, eu știu ce, și așa mai departe. Adică bănuiesc că era nebunie. Da, era nebunie, acolo, dar era o chestie de bun simț. Da. Din moment ce eu am depus arma, pentru că i-am convins pe ăia cu țigările să fie liniștiți, ca să zic așa. Erau speriați, crede-mă că erau speriați, că n-au văzut că pui pușca pe ei. Erau lipiți de scaun, ca să nu zic altfel. Și am zis, am coborât cu ofițerul ăla, mă rog, cu liftul se vede, am imagine cu el, îi spun la ureche, hai mă, să, gata, și, dar trebuie niște soldați. Că n-aveam încredere în civile că vor asculta, că nu eram eu vreun comandant pe acolo, nu? Ei, până la urmă am rupt dintr-o carte, ultima pagină, era numai editura, știi, era albă, și zic, băi, cum te cheamă, Robert? Cum te cheamă, Florin? Măi, telefon, eu cam trebuie să te închid, scuze-mă, scuzați-mă din... Te sună revoluționare. A, da. Așa, okay. Zic, hai să... Să fac o listă, dar nu scriam Turcescu, numai Robert. Că aveam această prudență. Da, nu, că m-a făcut mama secretă. Da. Zic să nu cumva să rămână. O am și acum acasă. Și am scris un nou nume. Haideți băi să luăm armele astea. Și am început să cărăm la etaj, că erau și muniții, erau lăzi. După aia, pe la subsol, pe la direcția 5 au trecut unii după masă. Și le-au adus toate și le-am pus. La un moment dat n-am mai încăput în camera aia unde am pus eu arma. Și le-am pus în a doua cameră. Și au umplut două camere de armament. Incredibil. De asta spun că eu nu m-am dus la Ciolan cu ei să văd, să vorbesc la balcon. Am zis, bă, hai să strângem naiba, că gata, s-a terminat. Să nu... Între timp, în balcon, apare Iliescu. Se întâmplau lucrurile, da. A apărut... Acolo era frumos, vorbeam, să ne vadă lumea. Și apare Iliescu. Complet de inspirat, aici spun, cred că eu nu, chiar nu mă ajută capul, adică te pregătești pentru a deveni președinte, pentru un moment de ăsta. Ai în cap comploturi, ai în cap, eu știu, tot felul de scenarii. Și tu ești la o mulțime de sute de mii de oameni și le spui, stimați tovarăși. Și aia au început, nu suntem tovarăși, fără comuniști. Da. Mamă, de-abia l-au redresat ăia din jur. A intervenit era... Sergiu Nicolaescu. A intervenit Sergiu asta. Da. L-a salvat atunci Sergiu Nicolaescu. Exact. Reperat onoarea, ca să spunem așa. Sergiu era cunoscut, era iubit de lume, domnule. Exact, Sergiu Nicolaescu, marele regizor, a făcut filmele, da? A fost o modă, Robert. În decembrie 89, precum în Piața Universității, doar că s-au schimbat niște roluri. Actorii au fost prezenți în toate balcoanele, începând cu... amiaza de 22 decembrie, în Bacău, că încep cu Moldova, în Timișoara, în Pitești,
În București nu mai vorbim, că aici am avut dreptate, atât. Peste tot au fost actorii. Mm-hmm. Pentru că ei erau cunoscuți. Ai dreptate. La Arad. Și, mă și pe ăla de la Arad nu l-a cunosc. Chiar e un băiat extraordinar. Mm-hmm. Dar unii dintre ei, mm-hmm, la Cluj. Mm-hmm. Tudor Gheorghe la Craiova. Da, corect. Care era cumnatul lui fostul ministru de externe al lui... A, da. Deci era și el în partea asta. De... Adică era în cercul... Lărgit, Ștefan Andrei, așa, și da, cu Ștefan Andrei, ministru de externe al lui Ceaușescu și cu Tudor Gheorghe, scumnați. Da. Cred că... Deci ce vorbim? Bine, lume mică, mese puține, vorba lui regretatului Gheorghe. Deci ei s-au bazat foarte tare pe actori, pentru că actorul era iubit. Și Dinescu, și ăsta, Caramitru, și Fiertat, și Sergiu Nicolaescu, mă rog, regizorul, și Daneliuc. Am uitat de Mircea Daneliuc. Da. Dar n-am uitat de Mircea celălalt. Diaconul. Diaconul. Da. Asta mai face și niște tumbe pe la Băneasa, pe aici. Aole. Sunt niște probe destul de urâte pe la școală. Bă, da, chiar sunt probe. Da, chiar sunt probe. Dar nu-i prima dată când o spun. Sunt în dosar. Sunt în dosar. Să înceapă cercetarea de oameni care... Pricep ce înseamnă acest dosar și hai că ne apropiem, întotdeauna o să dureze. Bun. Orice discuție. Deci asta este am adunat arme, iar la ora 7:20, da? aproximez eu, 7:20, 7:25, foarte multă lume urcă la etajul 6. Bă, ce Dumnezeu e de așa? Revoluționarii, păscări, arme, grămadă, arme, început să trag afară, arme. Ies în hol, eram tot în birou ăsta al Părclăbescu, ies în holul mare, mă ridic pe vârfuri așa și mă uit, s-au umpluse holul, arme! Bă, cineva a trimis? Arme, nu? Cineva a trimis? Uh-huh, uh-huh. Deci cineva a vândut pontul că le-am adunat acolo. Da. Dar nu era nici greu să vândă, pentru că n-am fost singur. Au vândut zeci de oameni, poate au cărat în ziua aia, câte o ladă, câte două puși, cât o fi luat fiecare. Și aud pe unul din spre scări, Iliescu. Și nu fi asta, că nu știam. Era 7:40, eu nu știam cine e. Deci jur, cât am ascultat Europa Liberă, eu n-am prins emisiune cu el, n-am auzit. N-aveam la cercuri așa de înalte ca să... Nu-l văzusem în balcon. Dar tu chiar crezi că Iliescu le-a spus mergeți înarmați-vă și nu știu ce, că e nevoie... Sunt singurul care am auzit chestia asta în CC și sunt declarațiile în dosar și sunt alții din televiziune, după ce s-a dus la televiziune, care la fel declară Ion Iliescu a dat ordin să împartă arme populației, punct. Fără discuții. Fără discuții. Bă, aia a fost... Au intrat în alea două camere, n-a durat 10 minute. Le-au golit. Și m-am uitat, la un moment dat am zis, bă, dacă o avea ăștia dreptate. Ia să merg eu să iau și o ladă și o pușcă. Bă, dacă o avea ăștia dreptate, teroriști, dragi, hai să... Și mă duc și iau și o ladă de muniție și o pușcă, vorba aia, le cărasem acolo, și le bag sub canapeaua, lumile. Am și le-am dus, le-am băgat sub... Zic, dacă o fi până la ultimul, dacă o fi să ne atace și urcă până la 6, băgăm încărcătorul și cât o ține, ține, că nu, asta e. Și a văzut copii de 14-15 ani cu baionetă, Robert. E, aia e. Mâncați asufri, erau de o fericire, n-au mai apucat ei pușcă. Erau în filme. Erau în filme. Da. Acum, de aici încolo, ce s-a întâmplat în toată perioada următoare, s-au dat arme în primul rând în întreprinderi ca să-și apere fabricile și uzinele. Da? Da. Da, toate erau, că erau trupele. Deci am colegi. Verzile patriotice. Am prieteni, nu știu dacă colegi. Au fost și colegi cu mine, nu mai sunt acum, au murit dintre ei. Fost ziaristul. Îmi spune, băi, am ieșit din CC pentru că ni s-a spus că sunt teroriști la poștă și ne-am dus să apărăm poșta română. Și am ieșit din gang și am tras și am făcut și am dres. Când au fost audiate doamnele de la poștă, zic așa, vreo 400 de persoane au fost audiate de la poșta română. Zice, uite, ne-a sunat Ion Iliescu. Meri Popescu, zice, are dreptate, de acolo a luat și soțul meu o armă și a fost trimis la casa lui Iliescu, știi? Deci se pare că sunt oameni care confirmă, mă rog, între ei. Problema este următoarea. Da. De aici se iau revoluționari și trebuie să mergem la televiziune, să apărăm televiziune. De aici se iau revoluționari, mergem la Ministerul Apărării. De aici se iau revoluționari, mergem nu știu unde. Ăia pleacă cu arma în mână, ei sunt în misiune de acum. Adică lumea a crezut că sunt teroriști, că se trage și că trebuie să tragem, să ripostăm. Și eu nu spun nici în ziua de azi, după 22 decembrie. Dar soldat străgând, tu ai văzut atunci? Eu la ora 12:20, 11:30 zilei de 22 decembrie am plecat. Mi-am dat seama că e trădare și am plecat. Deci credem.
Noaptea. Noaptea. 12, da, da. În jur... Nu spun că am făcut târâș. În jurul miezului nopții, da? Ca, ca și pe 21, și în 21. Ai plecat din CC. Am plecat din CC. Mi-am luat un picior de scaun pe post de... Da, până la momentul ăla ai auzit zgomote de arme, s-a început să se tragă. Nu ai bapă, am ieșit pe teras. Robert, okay, nu deci putem povesti tot. Am ieșit când s-a tras, la un moment dat, eram în acest birou, da, de care spunea lumina, și văd pe partea de spre Onești era geamul. Și mă uit și văd că se trage, aud că se trage. Și mă duc și trag perdeaua ca prostul, mâncați asta. Când mi-a dat una, mergem acum la CC, acum mergem la CC, țară gaura. Exact la muchia geamului, deci mare profesionist. De pe blocurile, din spatele primelor clădiri, că primele nu sunt foarte înalte. Asta era, noi eram la etajul 6. Deci s-a tras din partea alaltă, înspre, să zic așa, spre Lido. Mm-hmm. Nu chiar la Lido, dar... Sergiu Cunescu, sediu, știi? Da. În spate, da, de acolo s-a dat. Da. Mi-a dat-o la muchie. Și în momentul ăla, sigur, că reacția care este? Te tragi după perete, da? Am lăsat perdeaua, m-am tras după perete, toți care erau în biroul ăla erau pe burtă și în geam s-a făcut o flacără, mâncația sufletul a zis că a tras cu tunul, nu cu armă. Am ajuns acolo după vreo 17 ani în acel birou, primul lucru m-am dus, am deschis geamul cu o echipă de televiziune franceză, am deschis geamul să văd gaura aia și am băgat pumnul în ea. Atât era de mare. Și după care am mai tras 4-5 gloanțe, repet, acum mergem. Ce erau buze? Ce erau? Nu știu, să le-a dracu', dar mușcat, da, din zidul ăla de, da, cărămidă, de băgai pumnul. Ei, vreau să spun că am ieșit pe hol și m-am dus să ies pe terasă. Și ăștia au tras de mine. Băi, nu ieși. Bă, dacă a murit toată piața aia, mâncați, mor și eu mâncat. Nu se poate așa ceva. Și am ieșit pe terasă. Și ies pe terasă, lumea fugită înspre Brazi, înspre Iuliu Maniu, cum e statuia, da? Era așa, ca o hartă lumea. Deci plecată din fața CC-ului. Două persoane căzute. Am zis eu, femeie și bărbat, și s-a confirmat că, nu vezi, de la etajul 6 nu era luminată piața la Giorno Gazze. Așa? Căzute, nu venea nimeni la ei, împușcați. Și am zis, bă, ce se întâmplă? Ăsta în balcon, Caramitru. Nu mai trageți că sunt tot ai noștri. Bă, cum trage? Stai puțin, mă, de unde dracu să trage? Că dacă tragi din palat, fuge lumea dinspre palat, înspre CC. Păi da, înseamnă că se trage dinspre CC dacă lumea a fugit dinspre balcon și făcea veniți, veniți înapoi, veniți înapoi. Dar lumea fugise pentru că se trăgea din CC. Da, se trăgea din CC. Eu am de zile l-am bărnuit pe Caramitru, că nu înțelegeam, mă, Ioane, spune-și mie ce dracu te-a mâncat pe tine limba să spui tu asta. Și ce zicea Caramitru? Păi el m-a lămurit, bă, nu înțelegi că n-a tras nici dracu din palat, a tras ăștia din CC. Mhm. Și e logic, din moment ce lumea fugea dinspre CC înspre sala palat, că plecase din zona proxima a... Au tras de la, de pe geamuri, de la subsol, de dracu să ia. Dar concluzia ta, după 32 de ani, practic cele mai multe victime, sau au fost atât de multe victime la Revoluție pentru că s-a greșit în povestea asta cu armele și au încăput armele pe mâna unor civili sau pentru că... S-a dorit acest haos, acest moment. Această diversiune s-a dorit și a avut un singur scop. De-aia spun eu că e lovitură dată Revoluției. Uh-huh. Eliminarea revoluționarilor din Comitetul Central, eliminarea revoluționarilor din televiziune și din radio și din județenii de partid. Pentru că ăștia când au intrat au început să zică, băi, eu sunt prefect, eu sunt aia, eu vreau aia, nu făcuse dincă guvern. Uh-huh. Făcuse, era cu verdeți în guvern dincă, dar corect, nu contează, au făcut corect guvern ei acolo. Da. Da? Ei, chestiunea asta... Au fost mai multe guverne, au fost fiecare multe, tabără, da, își făcea guvernul, da, ei, da, la momentul respectiv. Da. Bă, care o ieși cum... Păi l-au scos pe verde prima dată, da, la balcon, da, da, după, da, aia, da, fără, da, comuniști, l-au scos, da, pe Dăscălescu la, da, balcon, exact, fără comuniști. Au fost etape, ca să spun, au testat. Și Iliescu s-a speriat aici și a zis, dăm drumul la planul B. Pentru că e bai, ăștia scandează afară, fără comuniști, a treia oară. La verde, la ce te referi când spui planul B? Asta povestea. La diversiune. Dăm la diversiune. Dăm drumul la toată. La diversiune. Bun. La diversiune. Da. Dosarele... Tot mai zic o frază. Te rog. Soldat în termen. Întrebat. Păi spune-mi și mie, unde ai fost pe 21? Zice, domnule, ne-a dus unitatea lui Oana. Uh-huh. Știe toată lumea că Oana a fost la televiziune. La televiziune. Și ce a făcut acolo? N-a fost nici dracu la televiziune în 21. Domnule, ce a fost acolo? Așa, unde ați dormit? Și pe scări, pe la televiziune. Bun, și când v-a retras? Și în jur de 10 jumate, 11, ne-a dat strigarea și ne-a dus în cazarmă. Și, păi, am pus și noi armamentul, am mâncat, și ne-a dat iar alarmă. Când? La 2. Spune-mi și mie, ce ordine ați avut în 21? Să nu dăm voie demonstranților să intre televiziune. Logic. Uh-huh. Bravo. Uh-huh. V-ați întors la ora 2 jumate, 3, când s-a ajuns la televiziune. Ce ordine ați avut? Același. Să nu dăm voie demonstranților să intre în televiziune. De-aia nu intra Coposul în televiziune. Deja făcuse filtre.
L-am auzit și astăzi pe Klaus Iohannis, nu că l-aș fi auzit doar pe el. L-am auzit și pe Traian Băsescu, pe Ion Iliescu, evident că nu l-am auzit, dar pe Emil Constantinescu l-am mai auzit și pe el. Așa. Apropo de această rușine națională, ca la 32 de ani de la acest moment, noi să nu avem practic niciun condamnat pentru... Nu, mă rog, avem niște condamnați. Nu avem o lămurire, dacă vrei, de plină acestui dosar legat de Revoluția din 1989. Chiar azi, repet, a avut un loc, m-a dat un comunicat Klaus Iohannis, în care vorbește despre acest moment rușinos din popată rușinoasă pe istoria noastră. Care e situația în momentul de față? Să mai judecă ceva? Să mai întâmplă ceva? Dar nu-mi da termene și chestii. Dacă e vreo șansă să vedem. Robert, după decizia, deciziile după 2007, când Curtea Constituțională a dosar regionalului, voi ne-ați dus la civil, acolo s-au lichidat. Doamna Chioveș și personal scos de sub urmărire, am prezentat documente, unul dintre ele a fost infirmat acum 2 săptămâni de Curtea Supremă. Așa. Da? O infirmare a lui Iliescu, ai auzit, că se poate cerceta în dosarul 13-15. Da. Rezoluția de scoatere în acel dosar era dată exact de Chioveș și semnată de ea, fără să am cale de atac. Că nu mai aveam doar la Dumnezeu dacă mai făceam ierarhic, că ea era șefa și... Da, era ultima... Bun. Și atunci putea să abțină, să-l pună pe ajun. Și atunci problema este în felul următor. Stau în nelucrare până în 2015, încep să vină deciziile CEDO, nu se mișcă, vine în sfârșit decizia CEDO a Marii Camere în dosarul 13-15, unde spune fapte contra umanității, și atunci băieții se declanșează. Ce fac? Schimbă codul de procedură în 2014 și zice nu, dosarele în care sunt implicați militari și civili le fac militarii. Invers decât decizia curții. Bă, zic, nu le admite curtea, că a dat-o. Fac, îl rog pe Victor Cerbea și spun, Victor, te rog frumos, fă un recurs în interesul legii. Ca să vedem, să lămurim, să stabilim cine le face, unul sau altul. Că uite, ăștia au încălcat decizia. Curtea spune, le fac militarii și încalcă curtea constituțională hotărârea. Deci în dosarul ăsta s-au întâmplat lucruri fabuloase. Sau de necrezut, demențiale unele din ele. Își încalcă curtea decizia din 2007, le ia, preia. De ce? Pentru că își făcuse echipa la secția militară. Venise Ion Vasilache, avea 4 stele pe umăr, era și Nașu și Finu și Via și Dansu și toate. El era șeful de ceremonii în perioada aia. Cu doamna și cu domnii. Am înțeles, lumea înțelege ce spun. Dacă nu, o spun cu subiect și predicat că n-am niciun fel de problemă. Și închid dosarul Revoluției. Și deschid dosarul 13-15. În 2015. Deja erau sute de cazuri la CEDO câștigate. Ca persoane și vreo 20, probabil atunci, 2014, să zicem că erau vreo 16 situații judecate la CEDO cu sute de oameni. Ies în conferință de presă, zice, domnul Ries, zice, să... Mai aveam 5 minute să ies, zice, s-a închis dosarul Revoluției. Zic, hai, glumesc, să le ia niște cu mine acum, fac atât. Bă, așa se întâmplă, să mâncați-o. Norocul Bogdan Licu, pleacă celălalt, alt terorist, Nițu Tiberiu, procuror general, pleacă din funcție, rămâne Bogdan Licu interimar și redeschide dosarul. Unii ne judecam la Curtea Supremă pentru infirmarea soluției dată de Vasilache, prin care închidea dosarul, și Bogdan Licu vine peste la o plângere depusă de mine, de aici până la urmă a luat-o pe cont propriu, nu m-a deranjat, n-am avut nicio problemă, eu rămăsesem în rezervă. Și mi-a venit ideea într-o zi, zic, bă, ce fac? Și după vreo 3 zile de frământări, avusesem un incident în instanță cu judecătoarea. După ce a eliminat Asociația 21 din dosar în ianuarie, lucrul ăsta se întâmpla în martie. Eu am vorbit cu avocatul ceva și am ieșit, a intrat instanța, am ieșit. Gata, nu sunt în dosar, nu sunt parte, nu, că pe mine m-au executat nici în 13-15, nu sunt nicăieri. Măriez nu e nicăieri. Bine, ok. Și dau să ieși. Și mă întreb așa cu tupeu, ce, dar cine sunteți? Și treaba e cu mine, că tu ai intrat, eu ies, nu deranjez. Și doamnă, nimeni. Dar pe cine reprezentați? Bă, m-a apucat dracii la cap. Pă nimeni, doamne, i-am făcut. Și am zis, mama, mătii, nu zic mai mult, dacă tu mai judești dosarul ăsta. Și aici m-a apucat frământarea. Și zic, bă, ce fac? Hai să depun o plângere, că eu nu sunt în dosare, să redeschidă procurorul general dosarul. Și Bogdan Licu a ignorat plângerea mea, dar l-a deschis dosarul pe cont propriu. Bravo lui, jos pălărie. Și a venit soluția dată, ordonanța de redeschidere la Curtea Supremă. Și aveam 2 dosare. Înțelegi? Pe aici erau victimele care veneau și acuzau rezoluția procurorilor militari. Pe partea lasă, mergeam să susținem soluția dată de Bogdan Licu de redeschidere. S-a redeschis dosarul. Celălalt a rămas fără obiect. Dar între timp, plângerea mea, care
le-a dat-o la secția parchetelor militare. A venit și am ajuns și eu cu cercul meu. Eram al 261-lea. S-a redeschis dosarul, ne-am dus la ultimul termen, a rămas fără obiect, dar am ținut să intru în sală. Și când am discuția mea cu doamna judecător a fost așa. Doamna judecător, ați avut un dosar de istorie, ați avut șansa să judecați un dosar de istorie și prima grijă a dumneavoastră a fost să eliminați Asociația 21 din dosar. Ok. Acest lucru, în acest moment, dosarul este redeschis. Nu mai aveți această șansă. Unu. Și i-am povestit ce ți-am povestit și acum, cum m-am declanșat după întrebările ei. Și am scos citația, nu-ți mai spun și următoarea ce i-am zis, am scos citația din buzunar și zic, doamnă, văd că am și o identitate. Văd că am o citație a noastră, sunt doar urmăriești. Apropo, mă întrebați, dar cine sunteți? Băi, câtă nesimțire. Sigur, bărbatul era lucrat la SRI. Da? Asta e. A plecat la pensie între timp și asta. Deci am avut, îți spun, descris cărți. Da, avem. Explică-mi un lucru, hai, ca să înțeleg. Cert este că... Unde e acum toată povestea asta? Vine Lazar. Da. Vine Lazar. Gata, facem dosarele. Marele Lazar, sus, Lazar, sus, Chioveș. Da. Facem dosar. Domnul Măriieș, dumneavoastră, fiecare lună întâlnire cu tare. Se apropie finalizarea dosarului. Pățisem deja cu cel 13-15 iunie, că pe ala trimisese deja cu vreun an și ceva înainte în batjocură. Și am spus, domnule, nu batjocuri, lasă-i 13 iunie. Știu că ai dumneata păsărică și vrei să-l trimiți pe 13, să fie la nu știu câți ani de la Revoluție. Lasă-l, domnule, până în toamnă, mai lucrează două luni jumătate. Nu, e bun, domnul Măreș, și-l trimit. Băi, nu-ți bate joc nimic. Vine Revoluție. Băi, te rog eu frumos, domnul, nu-l trimite, domnule, nu-ți bate joc. 8500 de victime, că rămpă la instant. Domnul Măreș, e bine, domnule. Cu câteva zile înainte să-l renumească, spera el. A dat chestia asta. Sigur că eu știam că nu va mai fi numit. Recunosc chestia asta, știam. Și am dat și am făcut tot ce a fost omenește posibil ca Lazar să nu mai fie. Da? L-a trimis după 3 ani s-a întors. Ambele. 13-15 cu pe toate problemele. Asta e tactică, mă, deja. De ce îi trimitea un formula asta ca să nu... După acest Ior Vasilache, care a plecat la pensie, a venit Gheorghe Cojneanu, care s-a dus vreo 7 ani pe la Ministerul Apărării, într-un post foarte căldos pe acolo. L-au adus șeful secției pachete. Omul era total deprofesionalizat. El nu mai făcuse dosare de 2004. Era tactica, stai puțin, era a lor sau primeau niște ordine să găsească? Și ordine și a lor. Aha, am înțeles. Și ordine și a lor. E prima ordine. Bă, fă ceva să se întoarcă ăla, să-l amânăm, să facem, să nu știu ce, și găseau metoda. Să vezi cât de bine i-a cuplat. Deci a plecat Vasilache, a venit Gheorghe Cojneanu, vine Lazar și zice, băi, eu cu Gigi sunt prieten, Doru, și eu cu Gigi sunt prieten bun. Zice, am fost colegi, am dormit în același pat la facultate. Ei între ei. Mă înțelegi ce spun? Da, te înțeleg, era... A plecat Cojneanu, l-a dus pe Finuso, Ranco Pițu, care e în funcție acum. Și ăla a desăvârșit prostia. Ăla a semnat acest rechizitor. Și acum ce se întâmplă? S-a întors la parchet. La parchet. Numai că în momentul în care l-a trimis la curte, ca să ne umilească până la ultima și până la ultima, că a făcut-o intenționat pentru noi și ți argumentez de ce. După ce s-a hotărât și s-a spus, a ieșit Lazar public, domnule, să trimite la curte dosarul, oamenii noștri din Asociația 21 au început să fie chemați la circurile de poliție. Bă, cum să mai mergeți, mă, la circă dacă anunțea procuror general cu dosarul? Păi ce fac ăștia? Fac viciu de procedură? Îți dai seama să audiezi oamenii în dosar după ce tu ai spus că dosarul e finalizat? Și am făcut scandal pe cuvântul meu de onoare. Da. M-am dus la circurile de poliție unde i-a chemat. A venit presa și am zis, stop, nu merge nimeni. Păi nu, ce faci? Îți dai seama, viciu de procedură. Ok. Da. Văzând că nu cad la pace cu mine nici cum, ia să clasăm noi, mă, perioada 16-21. Și a clasat, deci în acest rechizitoriu n-a fost trimisă Revoluția 14-30. Ah, e numai, numai după 22. După 22. De-aia sunt doar 3 persoane trimise. Mai înțeleg ce spun? Noroc că tot Bogdan Licu vine... Procuror general, adjunct, interimar, din nou vine interimar, el pentru că pleacă Lazar și până ce se numește, rămâne interimar. Și iar redeschide, două luni s-a redeschis, că nu era mare lucru. Da. Ei, ce facem la secție acum? Avem 5 oameni. Unul purtător de cuvânt, dar că ar fi nepotul, unul care a fost cu Lazar la Aiud. Celălalt la Lazar, știi că au fost 2 Lazar la Aiud, ăla e purtător de cuvânt. Da. Ceilalți au lucrat, ban dosarul 13-15, ban dosarul Revoluție și au dat... cum să zic, profesional ce au putut acolo, adică nimic. Nu mai poate să lucreze în aceste dosare. El a lucrat în acest dosar, l-a coordonat și l-a semnat singur, deși au lucrat 3 procurori în dosar. În final, 2 procurori din cei 3 au refuzat să semneze rechizitori.
Dacă mă întreb de ce, îți dau un singur exemplu. Unul a lucrat pe Sala Palatului. Sala Palatului cu Mureșan, care vine cu tancuri, trage în bibliotecă, trage în Muzeul Național, nenorocire, 500 de volume distruse acolo, da? Furate, eu nu au ars toate, stai liniștit. Da. Mureșan zice, domne, lăsați, domne, este directorul bibliotecii, domne, nu mai trageți domnul Maior, că sunt cu 4-5 femei aici și nu mai pritidesc să stin focul. Lasă, bă, dracu, de aici, mor din să dau jos coșmelia asta. Vin băieții cu tablourile salvate din foc. Domnul Maior, toașul Maior, ce facem cu astea? Pradă de război, băieți. Ce vorbim? Tablourile din muzeu? Muzeu, împușcate, da, în inimă și în cap. Duse la recondiționat afară, cum o fi venit, nu știu. Doamna Coșorveanu a murit, săraca, cea care a păzit strașnic în acele zile, a murit acum de un an. Avera, era o avere colosală. Colosală, da. Bun. Valori inestimabile din punct de vedere cultural. Deci, hai zi într-o frază, cine a tras noi după 22? La comanda grupării caghebiste Iliescu, militarul Vasile Ionel Brucan, Petre Roman a lipit acolo, nu e el, dar pusese tasul, a venit cu tancurile rusești până 45, da, să ne aducă binefacerea în țară, Walter Roman. Deci la comanda ăstora? Clar. Da? La comanda ăstora... Cine a executat? Clar, armata, o parte a armatei a căzut în această diversiune. O parte, deci, a știut tu pui de pe diversiune. Primul, hai să facem un top, da, o chestie asta. Armata, cele mai multe gloanțe le-a tras. 12.600.000, conform jurnalului de lucru. Armat, am înțeles, da. Nu mai vorbim de obuze, nu mai vorbim de... Bun, diversiune, am căzut înțeles, în diversiune. Da, nu... Dar uite-te că avem și unii care fură, tot din armată. Da. Avem unii care se răzbună din armată, avem pe la Buzău morți, pentru că aveau ei o problemă, un comandant cu altul, pusese și ei pe la 20. Și ăștia care au pus mâna pe arme, cam la ce, unde, la ce categorie intră? Ăștia care erau, nu știu, de pe stradă. Dacă îi iau ca suflet și ca moment la timpul respectiv, le spun că sunt revoluționari. Și că au crezut în ceea ce fac, au crezut, li s-a spus, băi, mergeți la casa cu tare, sunt teroriști. Dar din ăștia care au acum certificate de revoluționari, tu nu crezi că poate sunt și unii care au pe conștiință și nu știe nimeni și niște înși împușcați, nevinovați? Da, da, e posibil. Da? Este posibil. E posibil. Este posibil. Deci adică de asta spun, dacă el să zică, la domnule, ăla... l-a împușcat pe unul că era terorist. De unde? El a tras ca tâmpitul și a omorât un puști nevinovat. Dacă îi luăm și vedem, mă rog, cu datele care le avem astăzi și să le catalogăm, să-i punem într-un așa, a spune idiot util. Da. Aș vrea să arăt o fotografie spre finalul acestui podcast, ca să înțelegem că atunci când spui 32 de ani, nu știu, pentru cei care sunt foarte tineri acum, 32 de ani poate nu înseamnă mult, dar pentru noi, uite, fii atent, Dorule, că tu știi, sigur, știm pe Gavroș. Gavroș. Da, așa, este Florin. Puștiul Florin, care era, a apărut așa, fotografia aia din stânga pe care o vedeți acum în imagine, a apărut pe coperta celebre reviste franceze Paris Match. Și a fost cumva, era un moment extraordinar, era un puști care la acea vreme a fost practic simbolul Revoluției Române. Poza din dreapta e făcută acum 5 ani de zile, deci Florin arată, a mai îmbătrânit și mai mult, mai are 5 ani în plus pus și în sarsanaua vieții. Asta înseamnă 32 de ani scurși din acel moment, ca să înțelegeți, viu, da? Doru Mărieș, îți mulțumesc foarte mult. El intră acum într-un interviu pentru Radio România Actualități, cred că, da? Și îți mulțumesc foarte mult, Doru. Mulțumesc, Robert. Putem continua discuția. A fost foarte plăcută. Foarte... Mai facem, evident. A fost un pic cam alertă să nu se supere lumea că vorbesc așa repede. Când vrei să transmiți mult. Așa e. Noi în acest moment difuzăm încă un episod din serialul dedicat Revoluției, episodul cu ceea ce s-a întâmplat la Sibiu, și vă anunț că mâine și poimâine o să-l urmărească interviul ăsta cu siguranță și Doru Mărieș. E un interviu special aici în Arena EVZ Play cu fostul director al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, primul director al SRI, da? Din 1991. Începând. Așa că nu ratați, în două părți va fi acest interviu, joi și vineri, orele 12, aici pe platforma EVZ Play. Acum? Da, mâine și... Nu, acum ai făcut interviu cu el? Nu e făcut de mine, e făcut de Dan Andronic, o să vedeți interviul cu Virgil Măgureanu, dar mâine și poi mâine, da, interviu recent, da, două părți, interviu cu Virgil Măgureanu. Sper că l-a întrebat ce a făcut pe 12 martie 1990 la Timișoara, când s-a dus
Și timișorenii au propus să luăm pe Doina Cordea, luăm pe Teocheș, pe Laszlo Teocheș și voi veniți cu Iliescu să facem pace în Ardeal. Și Măgureanu le-a spus, a, nu, 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 asta nu se poate, o să vedeți voi ce se întâmplă zilele următoare. Am înregistrare făcută, imagini, emisiune făcută la Timișoara cu revoluționarii. Deci Măgureanu în 12, eu mă duc în 12 dimineața, semnez programația și el se duce în 12 după masă și le spune că se va întâmpla ceva foarte urât în Ardeal, pentru că nu e normal să facem programația la Timișoara ca să eliminăm comuniștii și activiștii de partid. Bă, nu știu ce întrebări a pus Dan Andronică, n-am văzut interviul și eu sunt curios, o să-l văd mâine și poi mâine, categoric văd interviul cu Măgureanu. Să sperăm că spune domnul Virgil ceva. Am încredere că Dan Andronic, care e și istoric și a studiat foarte intens ce s-a întâmplat în perioada. Și mai are și vreo 30 de ani de presă. Are și vreo 30 de ani de presă, așa. E cu siguranță un interviu foarte interesant. Oricum nu era de refuzat, clar. Da. Așa că uitați-vă acum la ce s-a întâmplat la Sibiu în 89 și uitați-vă mâine pe platforma EVZ Play, mâine și poimâine, la acest interviu cu Virgil Măgureanu. Toate cele bune, să fiți sănătoși! În municipiul Sibiu au început să circule manifeste prin care oamenii erau îndemnați să se solidarizeze cu revolta de la Timișoara și să participe la o manifestație care urma să aibă loc în ziua de 21 decembrie 1989 în Piața Mare. Primul secretar al Comitetului Județean de Partid era Nicu Ceaușescu, fiul dictatorilor, despre care se spunea că va fi urmașul tatălui său la conducerea țării. În intimitate, românii îl porecleau prințișorul. În dimineața de 21 decembrie, în zona centrală au început să se adune oameni care, în scurt timp, au început să protesteze împotriva regimului. Au venit și muncitorii principalelor întreprinderi sibiene. Protestul a luat amploare, iar milițienii au încercat să împiedice afluirea manifestanților către centrul orașului, reținând mai multe persoane. Principala intervenție a forțelor Ministerului de Interne a avut loc în Piața Mare, după ce grupurile de muncitori au ajuns acolo. Acțiunea de represiune a miliției a eșuat. De la nivelul Comitetului Județean de Partid, prin intermediul lui Nicu Ceaușescu, s-a solicitat intervenția armatei. Comandatul garnizoanei Sibiu și al UME01512 Sibiu era colonelul Aurel Dragomir. Acesta, prin declarațiile date ulterior în fața procurorilor, a arătat că a fost solicitat de Nicu Ceaușescu să intervină cu forțele MAPN împotriva manifestanților. După o convorbire telefonică cu generalul Milea, colonelul Dragomir a preluat coordonarea tuturor unităților militare din Sibiu. Până în jurul orelor 12, toate subunitățile militare constituite conform ordinelor colonelului Dragomir Aurel au ajuns în punctele stabilite. Piața Mare, Hotelul Boulevard, Comitetul Județean, Liceul Economic, Consiliul Popular Municipal, centralele telefonice din oraș, întreprinderea Flaro, depozitele de garnizoană, etc. Treptat, situația s-a tensionat. Au apărut ciocniri între demonstranți și forțele de ordine, soldate cu deschiderea focului de avertisment. Au apărut primii răniți prin împușcare, iar în legătură cu aceste prime victime din Sibiu, se constată că majoritatea manifestanților a declarat că au executat foc doar militarii din cadrul UME01512, având în vedere că în acel moment în piață nu mai erau prezente alte forțe de ordine. Se precizează în rechizitoriul dosarului Revoluției. În Piața Mare au fost 5 victime prin împușcare, dintre care una a decedat. Întrucât militarii din piață au constituit un dispozitiv circular, manifestanții s-au retras către străzile adiacente, s-au regrupat și s-au deplasat către Comitetul Județean de Partid și Inspectoratul Județean al Ministerului de Interne. În fața sediului inspectoratului s-a manifestat pașnic, fiind scandate în principal lozinci anti-Ceaușescu. În jurul orelor 18, manifestanții au trecut la atacarea și pătrunderea în sediile miliției și securității. Cadrele MEI au folosit gaze iritant lacrimogene și au tras focuri de armă din sediul Inspectoratului Județean MEI împotriva manifestanților. Un protestatar a fost ucis și alți 9 au fost răniți. În noaptea de 21 spre 22 decembrie 1989, colonelul Aurel Dragomir a fost de acord ca inspectorul șef al MEI Sibiu și șeful DSS Sibiu să se mute în biroul comandamentului UME01512, de unde cu toții urmau să coordoneze represiunea preconizată pentru 22 decembrie. În aceeași noapte s-a dispus transferul celor 25 de arestați din rândurile manifestanților din arestul MEI la penitenciarul Aiud.
Începând cu primele ore din 22 decembrie 1989, tot mai mulți sibieni s-au adunat în fața Inspectoratului Județean al MEI, la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor, dar și în fața Comitetului de Partid. În jurul orelor 9:30, manifestanții aflați în fața Inspectoratului Județean MEI au încercat să pătrundă în clădire. Cadrele MEI, pentru a-i liniști pe manifestanți, au afișat la etajul 3 al clădirii un banner inscripționat cu „Noi, miliția, slujim interesele poporului, suntem cu voi, fără violență, organizați-vă pentru dialog”. Evenimentele au luat însă un alt curs după ce s-a anunțat sinuciderea lui Vasile Milea. Mulțimea a reînceput asaltul asupra sediului MEI, de unde s-a deschis focul, rezultând în pușcarea mai multor persoane, printre acestea fiind și un militar care a decedat. Manifestanții au reușit să pătrundă în clădirea Inspectoratului Județean al MEI, de unde s-au înarmat cu arme militare aparținând cadrelor de miliție și de securitate, care au și abandonat armamentul și muniția. După pătrunderea manifestanților în sediul MEI, de frică, mai multe cadre de miliție și securitate s-au refugiat spre UME-01512 Sibiu, aflată în imediata vecinătate, trăgând focuri de avertisment. Militarii ce asigurau paza UME-01512 au deschis focul împotriva cadrelor MEI care au pătruns în unitate sărind gardul. 19 cadre ale Ministerului de Interne au decedat, iar 4 au fost rănite. În sala de sport a UME-01512 Sibiu și ulterior în bazinul de înot, desecat, au fost lipsite de libertate în mod abuziv peste 500 de persoane. Femeile au fost reținute separat într-un alt corp de clădire. Cei deținuți în bazin au fost supuși la violențe fizice și psihice, s-a recurs inclusiv la simularea, în repetate rânduri, a executării persoanelor reținute. Totodată au fost supuse la înfometare și la diverse umilințe din partea militarilor aflați în pază. Simultan, pe raza municipiului Sibiu s-a pornit o adevărată vânătoare de oameni, ajungându-se inclusiv la situații în care cadrele MEI, rănite și aflate sub îngrijire medicală la Spitalul Municipal Sibiu, au fost luate cu forța în pofida protestelor vehemente ale medicilor și duse în bazinul de înot al UME-01512 Sibiu, fără asigurarea asistenței medicale necesare, situație în care o persoană a și decedat. Până pe 31 decembrie, în Sibiu, s-au înregistrat 99 de morți și peste 200 de răniți, între 21 și 22 decembrie fiind ucise 6 persoane, iar alte 19 rănite. Dosarul Sibiu, cu peste 700 de victime, morți, răniți și lipsiți de libertate, zace din 2010, când a fost clasat de fostul șef al secțiilor parchetelor militare, generalul Ion Vasilache. Drept urmare, vinovații nu au fost pedepsiți, potrivit legii, pentru crime împotriva umanității. Victimelor nu li s-a făcut dreptate, iar procurorii continuă să protejeze criminalii din decembrie 1989. S-au scurs 32 de ani de la evenimentele din decembrie 89. Am avut atunci 4100 de răniți, aproximativ 1200 de morți, niciun vinovat. Erau niște inși îmbrăcați în combinezoane negre și căreau lăzi cu armament dintr-o mașină către o vilă din care se trăgea către televiziune. Și erau, desigur, din armata română. Posibil din acele formațiuni ultrasecrete, de vreme ce n-a apărut nimic despre ei până azi. Când au aflat că eu scot cartea albă, m-a întrebat nimeni altul decât șeful statului major general: ce vreți cu acele cărți albe? La ce folosesc? Împotriva cui? Primul director al Serviciului Român de Informații vine cu noi detalii despre tragedia din decembrie 1989.